Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Astăzi vă voi povesti mai multe chestii despre alimentația Claudiei. Vă voi spune așa, pe scurt, toată povestea cu alimentația Claudiei. Am primit destul de multe întrebări referitoare la lucrul acesta, referitoare la furtunul din burtică, dacă este ok, dacă... Așa, o să ajungem și acolo. În primul rând, Claudita s-a născut la 34 de săptămâni și 4 zile. S-a născut prin operație de cezariană, a fost o naștere programată. Din cauza problemei pe care o are la căpușor, medicii ne-au sfătuit să se nască mai repede. Ei au spus că este posibil să nu mai ajungă până la termen. Dacă lăsăm să se declanșeze o naștere naturală, poate pune presiune pe căpușor și poate muri în timpul travaliului. Au fost mai multe argumente cu care au venit medicii și care ne-au convins să acceptăm nașterea prin cezariană la 34 de săptămâni și 4 zile. Când s-a născut Claudia, era destul de micuță, avea mai puțin de 2 kg și nu o știa să mănânce, încă era mult prea mică, așa că din prima zi i-au introdus o sondă prin năsuc până în stomacel și practic primea până acolo mâncare. Îi dădeam lapte matern, mă mulgeam și îi dădeam lapte prin sondă. Primele 5 zile a fost hrănită exclusiv prin sondă, după care ne-au mutat împreună în cameră și eu am insistat ca înainte de fiecare masă să mă lase să încerc să o alăptez. De alăptat nu am putut să o alăptez, nu, pur și simplu nu mânca, dar i-am dat cu sticluța lăptic. Și practic înainte, la fiecare masă, începeam să-i dau lăpticul cu sticluța și ce nu mânca, îi dădeam prin sondă. Astfel încât, după 2 săptămâni, am scăpat complet de sondă și Claudia mânca foarte bine cu sticluța, ba chiar la un moment dat plângea și tot le spuneam să-mi aducă mai mult lapte, pentru că primeam laptele cu porția, deși era laptele meu, mă mulgeam și îl puneam în frigider și de acolo se ocupau asistentele, îl primeam cu porția și le-am spus să-mi aducă mai mult. Și una dintre asistente chiar mi-a spus că nu este nevoie să forțez copilul să mănânce mai mult, că primește exact atât cât trebuie. În fine, până la urmă s-au convins că ea plângea de foame și mânca foarte, foarte bine. Deci la 3 săptămâni aproximativ mânca în jur de 150-180 de mililitri la o masă, ceea ce este foarte bine. Mânca mai încet, ce-i drept, înghițea foarte mult aer și trebuia să aștept să elimine aerul, dar mânca foarte bine din punctul meu de vedere. Am alăptat-o aproximativ o lună de zile. Din cauza că ea făcuse o formă foarte gravă de icter și nu se știa care este motivul și au făcut o grămadă de analize, până la urmă, la insistențele mele, am rugat să îi scoatem laptele meu matern și să trecem pe formulă să vedem dacă are legătură cu icterul. Și, din fericire, dar mi-a părut și un pic rău, laptele meu matern a fost problema, dar m-am bucurat că totuși soluția era mult mai simplă față de soluțiile cu care au venit doctorii, că doctorii au spus că trebuie să ne trimită acasă cu lumina aceea albastră, lucru care nu mi-a plăcut absolut deloc. În fine, o lună de zile am reușit să o alăptez, după care am trecut pe lapte praf, pe formulă, și automat nu mai mânca atât de mult pentru că era mult mai sățioasă formula și de la 150-180 de mililitri am ajuns undeva la 130-140 de mililitri la o masă. Dar chiar și așa mânca aproximativ 800 de mililitri la o lună, o lună și jumătate. Deci mânca destul de bine, spun eu. Repet, încet, dar lucrul acesta nu ne-a deranjat. Ușor, ușor a început să mănânce mai greu și cumva a ajuns să se limiteze la 3 mese pe zi, a câte 200 de mililitri, circa 200-200 și un pic, și să doarmă toată noaptea. Dar ei îi mergea bine și așa, avea aproximativ 3 luni. Când au început crizele și odată cu crizele de epilepsie, mâncatul sau
da, acest proces de a mânca a avut foarte mult de suferit și a început să mănânce din ce în ce mai încet. Când reușeam să controlăm crizele, își revenea și ea cu mâncatul, când apăreau crizele, iar scădea. Undeva în jurul vârstei de 6 luni am început diversificarea, poate cu o săptămână mai repede chiar. Am început diversificarea, mânca foarte bine mâncarea solidă. Pe la vârsta de 7-8 luni aveam 2 mese solide pe zi, plus mesele de lapte și îi mergea foarte bine. Doar că ușor, ușor a început să nu mai poată bea la fel de bine. Deci bea foarte, din ce în ce mai greu, mai ne chineam foarte mult la partea cu lichide și astfel am scos o masă solidă și am încercat să suplimentăm cu lapte, cu lichide. Pe urmă a trebuit să scoatem și masa cealaltă solidă, că nu, pur și simplu nu bea suficient lapte. La un moment dat am avut și un medicament care i-a tăiat de tot pofta de mâncare, deci efectiv Claudia nu... Deci nu reușeam să-i dăm mai mult de 200 de mililitri de lapte pe zi, îi picuram în guriță, ne chinuiam, deci nu vrea sub nicio formă să mănânce. După care am schimbat medicamentul, am avut un alt fel de medicament. Ca o mică paranteză, voi face un filmuleț special, un filmuleț separat în care voi vorbi doar despre medicamente, pentru că altfel m-aș lungi o grămadă. Așa. După aceea am schimbat medicamentul și Claudia a avut undeva la vreo 2 luni în care a mâncat mai bine ca niciodată. De la mesele noastre care durau o oră, o oră și ceva pentru o sticluță de 200 de mililitri, 250 de mililitri, a ajuns Claudia să mănânce în 10 minute aceeași cantitate de lapte. Nu trebuia să mai facem pauze atât de lungi, pur și simplu îi puneam sticla la gură, ne opream maxim o dată la jumătate să râgâie, după care continuam, dar s-a întâmplat de foarte multe ori să-i pun sticla la gură plină și să-i o iau când a terminat. În câteva minute golea sticla. A fost o perioadă de vis. A fost cea mai frumoasă perioadă. Claudia mânca atât de bine. Of. Da, însă, din păcate, au revenit crizele și mâncatul iarăși s-a dus 50 de metri sub pământ și nu am mai reușit să o redresăm, nu am mai reușit să o facem să mănânce. Am schimbat medicamentele, am învârtit, am umblat. Efectiv, nu am mai reușit să facem să mănânce așa cum trebuie. Și a primit din nou un furtun în năsuc, o sondă. Ne-am chinuit și cu sonda aceea pentru că tot îi făcea greață, îi venea să vomite, probabil o deranja pe gât, în stomac, așa. Ne-am chinuit cu sonda aceea vreo 3 luni de zile, timp în care noi tot insistam să îi dăm măcar cu sticluța să mănânce. Adică nu aveam pretenția la mai mult, măcar să mănânce cu sticluța. Am reușit cât de cât, încă vreo 4 luni, 3-4 luni, a mâncat Claudia iarăși foarte bine cu sticluța. Dura destul de mult ca timp, dar noi eram mulțumiți de faptul că ea măcar mănâncă. Iar au apărut crizele apăreau și erau mereu diferite și mereu mai puternice și de multe ori făcea o criză în timp ce mânca, ieșea din criză și nu mai știa ce făcea înainte, deci trebuia să o luăm de la capăt, iar să-i dau așa pe la guriță, să o stimulez, să își dea seama că trebuie să mănânce, deci și din cauza asta de multe ori dura foarte mult până n-a mai putut să mănânce deloc, ajunsese să se deshidrateze, deja sonda în năsuc nu mai era o soluție pentru că nici aia nu se poate ține la infinit, chiar dacă noi o schimbam la fiecare 30 de zile sau cât avea fiecare sondă termenul, nu... deja începea să-i afecteze acolo, eu știu, gâtul pe interior și nu era deja nu mai intra în discuție sonda nazală, a trebuit să trecem la pasul următor și anume o sondă gastrică. Asta ce înseamnă? Practic să-i se introducă un furtunel direct în stomacel, astfel încât să nu îi mai deranjeze toată partea aceasta, inclusiv năsucul, să nu o mai deranjeze absolut deloc. Și să o putem hrăni artificial. Nu mi-am dorit lucrul acesta pentru că mi-era teamă. O nouă operație, o nouă anestezie, o rană veșnic deschisă acolo. Și mă mai gândeam și la în cazul în care, bun, dacă are sonda aceea, sigur nu o să mai mănânce cu gurița deloc. Și așa a fost. Noi am mai tot oferit, dar nu vroia,
și ca să nu o chinuim de mult mai bine, hai că nu o mai supărăm, oricum a plâns o grămadă sau a făcut multe crize sau e obosită, nu o mai stresăm, o dăm în, direct în furtun, cu furtunelul în mâncare și astfel a ajuns să nu mai mănânce deloc cu gurița. Îi dăm apă așa cu seringa sau îi mai dau diverse fructe, așa să simtă în guriță, să simtă că are și ea ceva în guriță, dar de mâncat, propriu zis, nu mai mănâncă. Cred că are deja aproape jumătate de an de când nu a mai mâncat o masă întreagă cu sticluța prin guriță. Bun. Acum, dacă mă uit așa în urmă, pentru Claudia a fost benefică această operație la stomac. De ce? În primul rând, pentru că ea primește destul de multe medicamente și era un chin să îi dăm medicamentele. Mereu se lăsa cu urlete, cu plânsete, cu înnecat, cu vomitat. Deci era un chin să îi dăm medicamentele. Și cu acest furtun este mult mai simplu. Plus de asta putem să-i dăm și mâncare atât cât îi trebuie și putem să-i dăm și lichide. Iar noi lichide în sensul putem să-i dăm apă, putem să-i dăm ceai, lucru pe care înainte deci nu puteam să-i dau, mă chinuiam o zi întreagă să-i picur 50 de ml de ceai în guriță sau apă, sau, deci nu puteam. Plus de asta, uneori dacă doarme, pot să-i dau chiar și așa medicamentele, dacă doarme nu trebuie să o trezesc, înainte trebuia să o trezesc, să o deranjez cu mâncarea, cu toate lucrurile. Acum este mult mai simplu, ea se poate odihni, noi putem să-i dăm mâncare și medicamente chiar dacă doarme, chiar dacă plânge, chiar dacă e agitată, putem să-i dăm de mâncare. Înainte dacă urla, dacă plângea, puteam să o rugăm noi să stăm, să o stimulăm, nu mânca deloc. Și din punctul ăsta de vedere este mult mai bine, însă problema este că furtunul este destul de subțire, nu vă imaginați că este cât un furtun de aspirator, este un furtun foarte subțire și nu trece orice pe acolo. Și din cauza aceasta Claudia are nevoie de o alimentație specială, o alimentație pe care eu nu pot să o asigur în casă, pentru că oricât aș încerca eu să-i fac de mâncare și să-i o fac să fie foarte subțire, dacă eu fac să fie foarte subțire, foarte lichidă, practic primește apă și nutrienți și vitamine și tot ce-i trebuie, primește prea puțin. Așa că din cauza aceasta ea are nevoie de o alimentație specială, de o mâncare specială care să conțină toate vitaminele, mineralele, caloriile și absolut tot ce are ea nevoie pentru a crește și a se dezvolta în limite normale, adică să nu îi fie foame, să nu îi fie sete, să nu să aibă ceea ce îi trebuie. Și acum vă voi arăta ce mănâncă Claudia efectiv la vârsta aceasta de 2 ani și 7 luni. Ce vreau să vă mai spun, aceste produse sunt plătite de asigurarea medicală, noi plătim foarte, foarte puțin pentru unele care au gust și asigurarea medicală a spus că nu, ei nu plătesc dacă are gust, trebuie să aibă gust nașpa ca să le plătească ei, nu știu, este o mare prostie, noi plătim oricum o sumă foarte, foarte mică, nu știu să vă spun exact cât costă această mâncare pentru Claudia, puteți căuta pe internet. Eu o să vă prezint așa scurt. Ce vreau să vă mai spun este că noi încercăm să-i calculăm în fiecare zi Claudiei să primească suficientul de calorii pe care corpul ei îl necesită pentru funcționarea lui cât de cât normală și lichidele. Ea oricum primind mâncare lichidă se încadrează și mâncarea tot la lichide, astfel încât ne-au spus să calculăm undeva la 100 de mililitri pro kilogram, adică pentru fiecare kilogram al ei, cam 100 de mililitri. Asta ar însemna undeva la un litru și jumătate să-i dăm. Bineînțeles, de aici scădem mâncarea și restul încercăm să-i dăm cu ceai și să completăm cu ceai și apă. Asta probabil diferă de la copil la copil. Na, când mânca singură Claudița, vă spun sincer că noi dacă ajungeam la 700-800 de mililitri, eram foarte fericiți toată ziua dacă reușeam să-i dăm atâta să mănânce și venea undeva la vreo 70 de mililitri pe kilogram. Deci, na. Dar noi eram mulțumiți chiar și așa. Îi dau aceste mâncărici de la HIP.
sunt cu mai multe gusturi, mai multe combinații. Eu de fiecare dată când comand încerc așa să le rotez, pentru că nici nu pot să-mi iau 15 baxuri, că nu mi le plătește asigurarea, și mi-au așa câte 3-4 baxuri și atunci încerc să-mi iau cât de cât să le rotez, să le schimb, să fie diferite. Nu știu dacă simte ea neapărat gustul, dar să nu se plictisească de un anumit tip de mâncare. Sonde Narum se numește, de la sondă, este mâncare pentru sondă. Asta, de exemplu, este cu banane și lapte, este hipercalorică, are 1,5 calorii pe mililitru și Claudia are nevoie undeva la vreo 700 de calorii pe zi. Deci asta este un tip de mâncare. Pe urmă avem aici măr și mango, asta nu conține lapte și are o calorie pe mililitru. Astea sunt sticluțe de jumătate de litru, astea pe care vi le arăt. Aici am pui, dovlecel și cartof dulce, un alt tip, să nu sparg ceva pe aici. Și asta are 1,3 calorii pe mililitru. Și încă un tip, ce mai am aici? Am cu pui, roșii și fenicul, leguma. Asta are 1,5 calorii pe mililitru. Așa. Și mai comand și sticluțe mici, de data asta am doar cu măr, cu lapte și banane. Îmi comand și sticluțe așa de 200 de mililitri. Pentru drum, dacă mergem undeva, să nu, măcar cu morcanul, să am așa o sticluță mică pe care să o pot lua cu mine. Și asta are tot 1,5 calorii, dar în schimb toate conțin necesarul de vitamina B6, B12, acid folic, toate vitaminele, calciu, calium, sare, fosfor, toate le conțin aceste borcanele. Și îi mai dau încă aceste de la Nutrisia, Nutrini Drink, multifibre. Sunt tot așa niște băuturi hipercalorice. De exemplu, această sticluță are 306 calorii. Toate aceste sticluțe au 200 de mililitri. Și asta este cu gust de banane. Asta le dădeam și când, când îi dădeam cu sticluța și astfel îi acopeream necesarul de calorii. Da, asta este cu gust de căpșuni, aici am cu gust de ciocolată, cu gust de vanilie și cu gust de banane. Mi-am adus aminte că mai am și acest lapte praf tot pentru Claudia. Să știu că este destul de scumpicică cutia asta de lapte praf. Are 400 de grame și costă undeva la vreo 18 euro, sper să nu vorbesc prostii. Dar este lapte praf, se face lapte, dar tot așa hipercaloric, adică ajunge să aibă între un să aibă o calorie sau o calorie și jumătate pe mililitru, în funcție de cât de consistent vrem să facem laptele praf. Și asta a fost foarte bun, doar că nu îl mai primește Claudia foarte, foarte bine în ultimul timp, dar da, este ok. Ce mai am aici? Asta este de la Nestlé și asta este tot de la Nestlé. Asta este resurse Thicken Up, asta este un praf care se poate pune în ceai sau în apă sau în suc sau în orice altă băutură și o îngroașă, o face sub formă de piure pentru copilașii care mănâncă mai bine mâncarea solidă, așa cum era Claudia într-o perioadă, mânca mult mai bine mâncarea solidă și pur și simplu o faceți sub formă de piure, îi faceți ceaiul, de exemplu, sub formă de piure, îi dați cu lingurița, o mănâncă. Și după aia când ajunge în stomac se face iar lichid și face pipi și astfel primește lichide. Doar că, na, în ultimul timp noi nu n-am mai folosit chestia asta pentru că oricum Claudia nu mai mănâncă nimic cu gurița. Așa, eu îi mai dau făcut în casă suc, ce facem noi, îi mai dau și ei așa un pic să bea, dar asta este baza pentru că altfel nu își primește toate cele necesare. Dacă sunt alte mămici care au copilaj bolnav și care au o alimentație diferită și îi dau alte mâncăruri copiilor lor,
Aș vrea tare mult să-mi scrie în cutiuța cu comentarii, în secțiunea de comentarii, ce anume mănâncă copilașii voștri, pentru că eu sunt în permanență în căutare de noi variante, noi chestii pe care să le mănânce Claudia, astfel încât să nu se plictisească și să nu se sature de un anumit tip de mâncare. Așa că vă rog tare mult, dacă copiii voștri mănâncă altceva, să-mi scrieți și mie în comentarii. Bun, cam atât în acest filmuleț. Sper că v-am răspuns întrebărilor sau curiozităților. Sper că v-am ajutat cu ceva, mă refer în special mamelor care au copilași și bolnavi. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. V-am pupat! Pa!